Deși noi suntem în vacanță de câteva săptămâni, nouă tot gândul la școală ne stă. Asta pentru că acolo se întâmplă cele mai multe lucruri din viața noastră. Și pentru că, în afară de mare și de munte, ne cam plictisim acasă. Să revenim la subiectul școală. Stai liniștiți, nu vă punem să faceți teme sau ceva de genul. Nici vorbă, vom dezbate un subiect foarte cunoscut vouă. Și pe care știm că voi îl trăiți în fiecare zi la școală. Astăzi vom discuta despre colegii noștri. Colegii noștri minunați sau mai puțin minunați. Colegii noștri cu bune și cu rele. Specialiștii spun că... Și când spune specialiștii, se referă la noi doi. Au identificat 5 tipuri de colegi de școală. Voi știați că aveți 5 tipuri de colegi în clasă? Nu? Atunci vă spunem noi. Fiți atenți! Maria, dă-mi și mie la exercițiu 3. Stai să scriu și eu, după aia îl dau și ție. Maria, dă-mi și mie la exercițiu 2. Îți dau, dar stai să scriu și eu întâi. Maria, dă-mi și mie să copiez. Băi, fraților, așteptați să scriu și eu, după aia îl dau vouă! Maria, dăm lucrarea. Astăzi ai insuficient. Să vezi când îi sun eu pe părinții tăi. Cristian, dă și-mi o foaie că nu am. Doamna... Ana, dă și-mi o foaie că nu am. Ia-mă și lasă-mă în pace. Bianca, dă și-mi un pix, că l-am uitat acasă. Dar ce sunt eu, o fabrică de pixuri? Dă-mă și-mi un pix, un stilou, ceva. Bă, tu n-ai nimic niciodată. Ia de aici. Bianca, n-ai altul ca să fie gros. Amprentele sunt determinate în principal de gene. De cine? De gene. Însă există studii recente ce arată că formarea acestora e influențată de factori externi. De cine? De factori externi. Așadar, până și la gemenii identici, amprentele, deși foarte asemănătoare, sunt diferite. Cum sunt? Sunt diferite. Ce bună e! Vreți și voi? Maia, îmi dai și mie tema la mate? Da, am avut temă? Păi da, doamna a zis că ne pune note pe caiet. Ale, dă-mi tu tema la mate. N-am avut timp să o fac pe toată. Am învățat cel mai mult pentru testul de ora viitoare. Ora viitoare dăm test? Da, din toată materia.